22 decembrie Împreună cu îngerul meu păzitor Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața tatălui meu care este în ceruri. Matei 18 ,10. Nu vom înțelege cât datorăm griji și păzirii îngerilor săi până când nu vom vedea căile lui Dumnezeu în lumina veșniciei. Ființele celeste au luat activ parte la treburile oamenilor. Ei au apărut în veșminte care străluceau ca fulgerul. Au venit ca oameni în haine de drumeți. Au primit ospitalitatea căminelor omenești. S-au arătat drept călăuze călătorilor pe care îi prinsese noaptea pe drum. Deși conducătorii acestei lumi nu cunosc acest lucru, adesea totuși, în consiliile lor, îngerii au fost vorbitori. Ochii omenești au privit, urechile omenești au auzit apelurile făcute de ei. În sălile de consiliu și în curțile de justiție, mesagerii cerești au pledat cauza celor prigoniți și oprimați. Ei au dejucat scopuri și au oprit răul care ar fi adus nedreptate și suferință asupra copiilor lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri vor fi descoperite studenților din școala cerească. Fiecare răscumpărat va înțelege lucrarea îngerilor în propria sa viață. Îngerul care i-a fost păzitor din primul moment, îngerul care i-a vegheat pașii și i-a acoperit capul în ziua primejdiei, îngerul care a fost cu el în Valea Umbrei Morții, care i-a însemnat locul de odihnă, care va fi primul care îl va întâmpina în dimineața învierii. Cum va fi să conversezi cu el și să afli istoria intervenției Divine în viața ta personală? Istoria cooperării cerești în fiecare lucrare pentru umanitate Având în mâini cuvântul lui Dumnezeu, fiecare ființă omenească poate avea compania aleasă de sufletul său. El poate locui în această lume, în atmosfera cerului, apropiindu-se mai mult și mai mult de pragul lumii veșnice, până când porțile ei se vor deschide și el va intra acolo. El nu va fi un străin, Glasurile care îl vor întâmpina sunt glasurile celor sfinți care, nevăzuți, au fost pe pământ tovare și săi. Glasuri pe care aici a învățat să le discearnă și să le iubească. Cel care a trăit prin cuvântul lui Dumnezeu în tovărășie cu cerul, se va simți în largul său în tovărășia cerească.